și după se dezabonează 1 și se abonează 3 și după se dezabonează 6 și după să nu știu ce. Salutare tuturor oameni buni, eu sunt Rizescu. Astăzi am decis să fac un clipuleț în care să vă explic de ce m-am apucat eu de YouTube, cât timp mănâncă YouTube-ul ăsta, cât de greu este să crești un canal și să-l creezi în anul 2020, pentru că poate că pare ușor, dar să știți că nu este deloc ușor, care sunt costurile pentru a întreține un astfel de canal, care sunt investițiile pe care le-am făcut înainte de a-l începe și să trecem la treabă, primul și primul lucru, de ce m-am apucat eu de YouTube. În primul rând m-am apucat de YouTube pentru că stăteam pe contul lui tata de YouTube și am realizat că îmi place foarte mult să stau să citesc statisticile lui. Așa că m-am decis să fac și eu un canal de YouTube, lăsând partea din trecut în care da, voiam și eu să văd cum aș da și eu pe sticlă. Am depășit de mult momentul ăsta. Era o curiozitate încă din copilărie, mai ales să știi că petreci atât de mult timp pe o platformă. Ce sumă de bani am investit eu până acum în canalul acesta de YouTube? Și aici nu mă refer la promovări, mă refer strict la partea de aparatură. Păi, în primul rând trebuie să știi că în anul 2020 ai nevoie de calitate. Și când spun calitate, nu mă refer că trebuie să ai niște camere de câteva zeci de mii de euro, dar îți trebuie măcar o cameră cu care să filmezi minim 1080p. Eu filmez cu telefonul, toate telefoanele acum care nu sunt chiar atât de low budget au și 4K. Eu am un Samsung S10 Plus, am mai zis într-un vlog chestia asta. Pe lângă asta o să ai nevoie de un laptop sau un calculator cu care o să trebuiască să îți editezi clipurile. O să ai nevoie de o pereche de căști în caz că o să te joci, un microfon, de preferabil să nu fie cel de la telefon, pentru că, na, câte chestii se încapă într-un gadget atât de mic până la urmă. Și cel mai important, ai nevoie de niște lumini, una, două sunt foarte importante pentru că nu întotdeauna o să prinzi o vreme frumoasă afară sau nu o să ai o vizibilitate foarte bună în casă. Eu zic că cam astea ar fi investițiile principale, lasă monitorul de lângă sau tastatura, chestiile astea sunt strict de comoditate, voi știți mai bine ce vreți să faceți. Care a fost cel mai și cel mai greu lucru pe care eu l-am întâmpinat în crearea canalului de YouTube? A fost fix crearea canalului de YouTube. Păi, cred că mi-a luat vreo 2, 3, 5 sau de fapt nu știu dacă mi-a luat 26 de ani din viață ca să-mi găsesc numele canalului de YouTube. La început voiam să fie o poreclă, după voiam să fie doar Rizescu, după voiam să fie Rizescu's Vlog, după voiam să fie niște litere, după voiam să fie un logo. Deci a fost un amalgam total de idei în capul meu până am ales numele ăsta. Pe lângă asta, foarte greu a fost până i-am dat eu acolo creere, ai creat contul, ai băgat data, procesare, contul a fost creat. Acolo a fost cea mai grea parte pentru mine. Mi-a luat 26 de ani să fac chestia asta și vreau să vă spun că mi este destul de greu. Sunt momente în care nu am timp, sunt momente în care nu am chef, sunt momente în care realizez eu că mi este stilă, sunt momente în care nu am o lumină bună, sunt momente în care nu am eu un vibe bun să filmez, sunt momente în care n-am baterie, cum de altfel se întâmplă și acum am 2% baterie la telefon, este la încărcat băgat. Ceea ce urmăresc eu acum de la YouTube este să capăt parteneriatul cu YouTube-ul. Pentru cine nu știe, ca să capeți parteneriatul cu YouTube-ul trebuie să îndeplinești două criterii. Criteriile alea sunt că trebuie să ai 1000 de abonați până în 12 luni de zile de la crearea canalului și partea cea mai grea, și anume 4000 de ore de vizualizare. Deci, practic, nu contează câte vizualizări ai pe canal, contează câte ore de vizualizări ai pe canal. Eu vreau să vă spun că fac YouTube de 2 luni și jumătate, am 680 de abonați în momentul ăsta și ca număr de ore am undeva pe la 600 de ore, ceea ce înseamnă că stau destul de prost în opinia mea. Ce aparatură folosesc? Păi, folosesc un Samsung S10, după cum v-am spus, un microfon care nu a fost foarte scump, în jur de 200 de lei de la Boya se numește, o lumină care mă rupe la ochi acum, este în jur de 500 de lei, am făcut și eu un upgrade. O să vă las toate linkurile în descriere cu toată aparatura pe care o folosesc, pentru că eu când m-am apucat de YouTube aș fi vrut să găsesc așa ceva, unul care să-mi dea mură în gură, să zic, uite frate, ia-ți aia, ia-ți aia, ia-ți aia, ia-ți aia, și după dă-i decât drec și filmează. Nu am găsit pe cineva, am pierdut multe ore să fac research-uri, să văd care sunt bune, să văd care sunt în bugetul meu și da. Ca și laptop, ăsta este creierul, nu ăsta, sau ăsta este creierul, eu sunt Rizescu, el e Rizescu's Vlog, așa îl și numesc. Ca și program de editare, eu editez cu Filmora, l-am găsit pe internet pe la niște youtuberi români celebri, am văzut că ei l-au promovat, mie mi s-a părut că este foarte simplu, era fix de ce aveam eu nevoie în momentul ăla, o interfață prietenoasă, super simplă, m-a atras din prima, culorile le fac în Adobe Premiere. Mi se pare un pic mai complicat, dar i-am găsit eu toate nebuniile pe acolo, mă descurc când ai
buna voință să-l investești și știi că muncești pentru tine, parcă lucrurile mi-au intrat mult mai bine în cap și mi-a fost mult mai ușor să fac toată munca asta care părea nu e frate pentru mine, nu, așa ceva eu nu fac niciodată. Da, eu în momentul ăsta aștept pentru că latră un câine la vecinul de jos și aștept să termine câinele să latre. Păi după ce am creat canalul de YouTube aveam pretenții ca el să dea impresia unui canal cu potențial, el să dea impresia unui canal de calitate și toate lucrurile astea se reflectă în lucruri mărunte. În primul rând a trebuit să-mi fac logo-ul, bineînțeles că eu nu m-am priceput să fac, eu sunt genul de om care, băi frate, tâmplarul face tâmplărie, ăla face ăla, toată lumea trebuie să mănânce. Am găsit un site interesant și anume Fiverr-ul, am intrat pe Fiverr și am vorbit cu un băiat prin Egipt, am impresia, mi l-a făcut, l-am plătit în jur de 6-7 euro, căutam lucruri simple, pentru că mie lucrurile simple îmi plac. Pe Fiverr mi-am comandat și butoanele de subscribe, dacă ați văzut în timpul clipurilor mele, o să atașez și unul pe aici, pe undeva. Da, genul ăsta de buton este făcut tot de pe Fiverr, am vorbit cu cineva din Indonezia, mi se pare, la fel, 6, 7, 8 euro, 10 euro, nu mai știu cât am dat, mi l-a rezolvat și pe ăla și de asemenea și intro-ul de la începutul fiecărui clip de al meu este tot de pe Fiverr. Toate treburile astea eu le-am rezolvat cu vreo 30 de euro și nu mai a trebuit să-mi bat nici capul, am avut și de unde să aleg, mi-am folosit și imaginația pentru că la multe eu le-am spus cum să le facă. Și am mai făcut și niște skill cu engleza, că na, trebuia să le scriu în engleza mea de baltă. Cât timp îți mănâncă un canal de YouTube? După cum știți, canalul meu este împărțit între vlog și gaming. La început eu trăiam cu impresia că gamingul nu o să ocupe atât de mult timp, plus de asta este o chestie pe care o fac de o viață întreagă, doar dau drumul la cameră și cam aia e. Nu! Am început să detest ușor-ușor să filmez joculețele, pentru că, unul la mână, nu te joci întotdeauna ceea ce îți place. Eu am început să am mare varietate în jocurile mele, eu am jucat toată viața, cred că 5 sau 6 jocuri. Acum trebuie să joc ce este la modă, să-mi fac un research înainte, să văd ce se joacă pe Twitch, să văd ce este în top pe YouTube la categoria jocuri, să le învăț. Automat dacă înveți ceva, investești și energie. Mai este încă un aspect, camera, trebuie să vezi cum stă. Asta în cazul dacă tu ai pretenții cum le am eu, nu știu dacă ale mele sunt pretenții sau sunt probleme la cap, asta rămâne de văzut, îmi scrieți voi în comentarii. Cam așa stă treaba pe partea cu gamingul. În schimb, când vine vorba despre vlog și lăsând gamingul la o parte, aici este un întreg ritual. Pentru că eu încep așa, în primul rând trebuie să mă gândesc cu ce mă îmbrac, trebuie să-mi calc o cămașă înainte, în al doilea rând trebuie să-mi fac curățenie în casă. Bă, dacă am un sul de hârtie igienică pe undeva prin casă, nu trebuie să apară pe filmare. Am chestiile astea, mi-au rămas în cap, nu știu, de la facultate, I don't know, nu știu de unde, v-am spus, îmi place să fie totul curat. Și asta implică timp. De multe ori mă apuc să fac curățenie și îmi trece cheful să mai filmez ceva. Al doilea lucru foarte important este că chiar și la jocuri, chiar și în vlog, trebuie să ai o coerență. Eu am foaie și pix, sunt pe modă mai veche, eu cu foaia asta și pixul ăsta este un fel de jurnal de activitate și cam ce trebuie să vorbesc eu în vlogul meu. Cât timp îmi mănâncă mie YouTube-ul? Păi, un vlog de genul îl trag cam în 30 de minute, cu toate pauzele posibile și imposibile, după văd eu cum îl randez. Randarea propriu-zisă durează 45 de minute, editarea propriu-zisă, cu stilul meu de editare și neexperiența de care dau dovadă în cei 26 de ani de viață, mă duce undeva la 2 ore jumate, 3 ore, cam atât am ia mie să editez un clip. Deci avem așa, 30 de minute de filmare plus 2 ore jumate de editare, deci avem din start 3 ore plus 30 de minute de randare plus 45 de minute de urcat pe YouTube plus să fac thumbnail-ul care mai durează și ăla ceva plus niște cuvinte, cheie și așa mai departe, toată treaba mă duce pe undeva pe la 5 ore ca să urc un clipuleț pe YouTube. Ce schimbări au apărut în viața mea de când m-am apucat eu de YouTube? Păi, în primul rând, am început să beau cafea, cum de altfel beau și acum cafea. Da, am nevoie de energie, am nevoie de inspirație, mă tot uit la generațiile tinere, la băieții ăștia de 18-19 ani care sunt foarte pe val și îi apreciez destul de mult. Să știți că pe foarte multe persoane le-am auzit, bă, ce șmecheri sunt ăia, câți bani fac și nu fac nimic. Mă, până băieții au ajuns acolo, ei au muncit, au trecut și ei poate prin etapele mele, poate le-a fost mai ușor, poate le-a fost mai greu, I don't know, dar vă zic sincer că a fost niște muncă, niște ani de muncă au fost acolo cu siguranță în spatele lor. Cum creștem un abonat și așa mai departe? Lucrul ăsta pare cel mai dificil lucru de făcut în momentul de față. Mi se pare, nu știu, pe mine mă macină așa destul de mult, mă tot uit la cifra asta de aici, mă tot uit 682, 683 să fac.
și după se dezabonează 2 și se abonează 5 și după se dezabonează 1 și se abonează 3 și după se dezabonează 6 și după să nu știu ce. Mamă, deci toată treaba asta te seacă, dar realizezi când tragi linie că la final de lună poate ai cu 20, 30, 40 de urmăritori mai mult. Ceea ce este un progres la urma urmei, nu? Alt lucru foarte important aș putea să spun că sunt thumbnail-urile pe YouTube. Mie îmi place să le fac eu. După toată facultatea asta de arte pe care am făcut-o, aici simt că mi se duce toată inspirația mea și am așa unde să mă dezlănțui. În thumbnail-urile astea, în imaginile astea mici și chiar dacă nu știu chiar atât de mult Photoshop, cu ăsta pe care îl știu încerc să scot ceea ce vreau eu din el. Haideți să vorbim acum un pic și despre promovarea pe YouTube. Eu deocamdată nu mi-am făcut niciun fel de promovare pe YouTube. Eu când postez un clipuleț, primul lucru pe care îl fac este să-l distribui în diferite grupuri pe Facebook. Sunt foarte importante pentru mine și am văzut că chiar dau roade unele din ele. Dar în niciun caz să nu aveți așteptări exagerate de la ele. Eu am văzut că am la mine pe canal foarte mult public tânăr și m-au tot spamat cu mesaje, voi m-ați spamat cu mesaje și mi-ați spus: bă, fă-mi și mie o promovare, ajută-mă și pe mine cu ceva sau hai, nu facem o colaborare sau așa mai departe, ajută-mă, fă-mi. Multora dintre voi v-am dat deja mesaj și v-am spus că este ilegală treaba asta. Dacă o să stați și o să citiți regulamentul de pe YouTube, o să vedeți că nu este legal să faci o asemenea promovare. Nu este legal să vă filmez eu chestii de la voi de pe canal, îți poți lua strike, îți poți lua copyright, îți poți lua chiar și închidere de canal instant. În ce direcție vreau să mă duc eu cu canalul ăsta? Păi, la capitolul promovare v-am spus. De luna viitoare cred că o să încep să bag niște bani, sunt tare curios cum o să meargă promovările cu AdSense-ul. O să vă spun și vouă dacă o să... De fapt o să și vedeți dacă se întâmplă vreo chestie majoră, să zic așa, la mine pe canal, deși nu am mari așteptări. Aș vrea să încerc niște reclame cu AdSense-ul, pentru că am văzut că dau roade în timp la diferiți prieteni de-ai mei care se ocupă și ei tot cu YouTube-ul. Unde vreau să ajung cu canalul ăsta după 12 luni de zile? Păi, având în vedere cum evoluează toată treaba, eu nu am fost niciodată genul de om care să mă arunc la niște sume exorbitante sau să am mari planuri sau să aștept schimbări foarte bruște. Canalul meu nu este un canal boostat, crește organic și vreau ca după 12 luni de zile măcar să am parteneriatul cu YouTube. Am văzut că majoritarii în lista mea de abonați sunt foarte mulți copii și lor le transmit mesajul ăsta: dacă și voi vreți să vă apucați de YouTube, sunteți la două clicuri de a crea canalul respectiv, nu este deloc greu, oricum vă pricepeți, tehnologia e de partea voastră în secolul ăsta, sunteți super fucking tehnologizați, deci apăsați acolo pe buton. Ce să vă zic, dacă chiar v-a fost de ajutor clipul ăsta și eu v-am spus prin ce am trecut eu, care sunt demersurile mele și în ce direcție vreau să mă duc cu canalul, aș aprecia să vă abonați, m-ar ajuta foarte mult pe mine, poate pentru mulți dintre voi zic, bă, și dacă îi dau ce se întâmplă, mă? Poate nu se întâmplă nimic pentru că te-ai abonat tu, dar eu o să mă trezesc de dimineață și când o să dau pe date statistici o să văd că s-a mai abonat cineva și asta o să-mi dea de gândit și o să fiu la modul, bă, înseamnă că am făcut un lucru bun sau am ajutat pe cineva sau hai că trebuie să continui, hai că beau cafeaua asta și mă apuc să mai filmez ceva pentru YouTube. Astea fiind spuse, să știți că eu am fost Rizescu, nu uitați să vă abonați la canalul meu, Rizescu's Vlog, vă mulțumesc, ceau!